Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Numele meu este Ion Strugar, vin din localitatea Parva, dintr-o localitate a județului Bistrănesăud și am venit aici azi cu una dintre fiicele mele să gătim o mâncare tradițională ca la munte. Vreau să facem o mămăligă în pături cu ceva jumări de un porc tăiat la casă, așa de basna de ăla tradițional, unt cu jumări, cu brânză de oaie, cu lapte acru de oaie. Asta e o rețetă care, nu știu dacă trebuie spusă, dar cea mai bună rețetă pe care o știm noi când se foame. Eu am crescut într-un sat în care oamenii n-au mâncat numai slănină și brânză și nu era nimeni gras în sat. Era două femei în tot satul grasă, care ziceam noi că-s gras. O să fie cea mai bună mâncare dintre concurenți. Am dat lovitura cu asta. Ei, o să aibă niște cârnați, că aia e momeală, aia e momeală, știți, cârnațul, niște costițe de porc acolo, așa, să atragă mirosul, că altfel, știți, la mulți de miroasă, dar nu totdeauna știu ce. Nu știu să fie agitată, da? De ce să ai emoții? Vezi, te-au lasă. Am emoții mai mari decât tata. De fapt, el nici măcar nu are emoții. E foarte Cine? Sigur pe el. Eu? Păi de ce să am emoții? Din păcate, mama. Am emoții când văd aici că se face mămăligă în ole. La noi nu se face în ole. La noi se face în ceaun de la serios. Pui o mămăligă pe masă, ai o săptămână mănânci. Plac foarte mult mâncările pe care le-am crescut cu ele. Adică acele produse tradiționale, simple, în care predomină cartofii, ouăle, mămăliga, pâinea. Lucruri care le găsești foarte repede și ca om la țară n-ai timp de gătit. În 15 minute ți-ai gătit ceva și te-ai dus la muncă, că munca l-a creat pe om. Să le băgăm la cuptor. Băgăm la cuptor. Uitați, un lapte de la țară, așa trebuie să stea. Vedeți? Îl vedeți? Deci dacă nu rămâne groapă când l-ai luat de aici, înseamnă că n-ai știut să faci lapte. Asta înseamnă să vii din munte, uite. Șefii mi se păreau așa ca trei Dumnezei acolo care taie și spânzură. Și cine nu cade bine în ochii lor, iese de acolo ca de la judecata lui Pilat, bun de crucificat. Ei, acum sper că nu chiar așa. Sperăm că le placă șefilor ceea ce noi am gătit. Și eu zic să guste cu toată căldura, să privească că am făcut cu dragoste, cu suflet, că m-a dus tot ce am putut din Ardeal și recomand să mănânce numai produse bio din vârful muntelui. Asta e deviza pentru care eu am luptat să ajung aici. Fii atent, știu ce vine. Pește sau pui. Am pește sau pui, îmi pregătesc un... Bă, dar chiar eu n-am și un bar de vin. Uite, îmi pun un rozet. L-am la rece. Pun și eu un rozet. Eu aștept să văd ce vine. Eu zic că asta vine. Ia să am merge, și vinul care trebuie, e ok. Eu ți-am zis că e și pește și da. Pui. Ia fii atent ce-mi pun eu, ia. Ia mă să te văd. Ia uite. Vinul roșu. De pește și de pui mi-am pus. Hai să vedem. Mămăligă. Are și jumări. Mamă câtă grăsime aici. Mămăligă cu cârnați. Are gust de cartofi. E mămăligă cu cartofi și cu cârnați. Mămăligă. E un fel de aligot, fii atent, dacă mă lai în el. Și are mă asta sub aici. Nu știu mă, aligot. E un alt fel de MBS? Da, e un îmbunătățit. MCB și CES, deci pentru cârnați și pentru cartofi. Eu am pe nevastă mea aici. Vreau să învăț ceva. Cum deci să asta eu pe asta o păstrez. A, vrei să-ți facă la fel? Da, pot? Pot? Păi cine te ține? Zeldo! Zelda! Zeldo! Zeldo! Nu! Zeldo! Vino cu aici. Bă, dar de ce ai zis Zelda? Bă, da, vino un pic. De ce ai zis Zelda, mă? Că e prințesa pe care eu am salvat-o și... Dar ce mă era pierdută? Zelda, fii atent. Ia, stai un pic pe asta. Trebuie să guști asta. Ce-ți place ție? Dar vreau să-mi faci și mie. Dar e mămăligă, dar mai are ceva. Cârnați. Cârnați și cartofi. Bă, dar nu cred că-s cartofi. Mă, parcă are. Ori e de la brânză, Florin. Îmi faci și mie așa? La brânză, da. E de la brânză, mă, nu cred că are cartofi. Promit? Nu mănânci pe asta? Nu. E brânză, păi, m-am înțeles eu, Zelda e bucătărea asta. Păi cine crezi că gătește acasă, mă, la el? Nu. Aha.
ai rămas fără mâncare. Da, mă, da, dată cui trebuie. Să mai întâmplă. Da. Asta e mâncare din Ardeal. Iar de lenească. Ardelenească. Ardelenească. Bine, cineva îmbrăcat cum trebuie. Genial. Nu mă dă peste cap. E genială farfuria. Stai că s-a speriat și domnul. Da. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Curaj, vă rugăm. Lumini multe, nu? Da. Interesant. 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 Foarte. E frumos platou. Mai ales că unul ca mine care vine din munte și nu a văzut numai ursul. De la munte? E, da, nu? Unde e muntele ăsta? Undeva între Bistrița și Maramureș. Uh-huh. Undeva pe versantul nordic al orașului Baia Borșa. Comuna Parva, județul Bistrița Năsăud. Cum vă numiți? Numele meu este Ioan Strugari. Dar cu ce vă ocupați acolo? Cu de toate. Deci, când spui cu de toate, înseamnă că ești primar. Aaaa, înțeleg! Când faci de toate, numai moșa satului nu ești, restul de toate ești. Și aveți mulți cetățeni? Aproape 3.000. 3.000? 3.000, da. 3.000 e mult? Puțin, puțin, puțin. Dacă noi am vrea să venim în parc, da. Ce am face noi în parc? Pescuit sportiv. Ce se face acolo? La Păstrăv. Păstrăv și Lipan. Lipan. Eu sunt pe râul Rebra, râul Rebra fiind una din puținele ape pe care România, sau din primele 5 ape din România, care mai au încă Lipan și Păstrăv indigen natural. Ce tare! Da. Dacă sunteți pasionat al muntelui, avem niște drumeții, avem niște peșteri în zonă. Peșteri? Avem, da. Aveți peșteri vechi? Nu, există o peșteră, încă acum se lucrează la punerea în exploatare a ei. Peștera Tăușoare se numește, va fi cea mai adâncă peșteră din România, wow, care intră la altitudine 900 de metri și coboară sub nivelul mării, vreo 400. Wow. Acum, 400 de metri nivel, da, sub nivelul mării, sub cota zero. Adică așa, de la 900 la minus 400, asta înseamnă că aveți 1300? Are 16 km lungime, eu sunt și colonii de lilia și acum cei de la Institutul Speologic de la Emil Racoviță din Cluj fac studii, după studii, ca o porțiune să avem grijă cu lilia ecosistemul. Să se deschide turistic. Va fi un brand pentru zona noastră. Foarte tare. Da. S-au găsit poate și ceva din antichitate. Da, și niște schelete osoase de la anumite mamifere dispărute. De câți ani sunteți primar? De 11 ani. Wow. Și mai stați, mai stați? Da, la noi există o regulă și înaintea mea a fost un primar care acolo a murit. Deci e un fel de monarhie locală. Cine se capătă primar... Bună asta, asta să nu mă aud de acasă, ce am eu în cap. Da, 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 da. Da. Da, deci ce face un primar? Adică ce faceți dumneavoastră? Deci, în primul rând, ca oricare când ajungi primar, te gândești ce trebuie făcut, faci o diagnoză și începi să faci. Și unele dintre ele îți dai seama că nu o să le poți face niciodată. De ce? De ce? Pentru că există legislații, nu există finanțări. Câteodată te împiedici de proprii localnici, de mediul ăla în care zice, domnule, dar de ce asta și nu altceva? Cu ce probleme vin sătenii la primărie? La mine, la primărie, în general, sătenii nu previn, că mă duc eu la ei. Că-i mai simplu să te duci tu la ei la casă, îți mai dă și o mâncare, mai dă și o cafea, corect, te mai și împrietinești cu el, ieși, mai stai la poartă cu 5 și ai rezolvat o stradă, dacă corect, ești strateg. A, bună, dacă treaba, stai la birou să vie ei cu probleme, te încarcă negativ și al treilea care vine te face de înjur. Și nu-i bine, eu nu jur. Sunt și pensiuni prin zona? Avem prin și pensiuni, sigur că da. Avem spații de cazare, avem, acum lucrez la un parc de aventură acolo, o să fie și o hidrocentrală pentru curentul comunii gratuit. Da, stai bine. Familie aveți? Of, păi dacă începi de familie, nu mai mergeți acasă. Aoleu. Uitați la mine, aș părea un om fără familie? Nu. Nu știu, dar cât de mare? Nu, cât de mare? Găciți dumneavoastră, ia să vă aud dumneavoastră. Aveți o soție. Una, da. Așa, și aici patru copii. Aici n-aveți voie de mai mulți. De mai multe, pardon. Și patru copii. Și jumătate, i-ați zis. Nu cred. 8 copii? 8 copii. Doamne, ce tare. 8? 8. Cei mai mari, primii 5. Deja au terminat facultățile, sunt ingineri toți. Unul termina anul ăsta la Academia Militară aici în București. Băieți, mai am o fată acum la informatică la Cluj și mai am doi mici, unul cu mine pe aici, prin zonă. De gătit, cine gătește acasă? Păi cel mai mult gătește ăla care sosește acasă și nu-i gata mâncarea. E bună asta. Și ce ați gătit și acolo aici? Am gătit, la noi se numesc pături cu brânză, da? Nu sunt numai brânză, că pături. E și jumări, da? Pături cu brânză, da, mămăliga are și cartofi în ea? Da, da. Să arătăm domnului primar. Hai să vedeți ce cum s-a gătit. Nu știu.
după părerea noastră. Ia, că noi trei am votat. Că noi așa știm, să votăm. Dacă ați votat, gustăm, votăm. Hai. Vă mulțumesc. Săru mâna pentru masă. Foarte, foarte bună, smântână asta n-avea ce să caute acolo. Are tot ce-i trebuie. Nu-i mai trebuie decât să mânci. Deci asta cu cartofi, mămăligau, cartofi e... E specialitatea mea din noastră. Eu zic așa, că tot ce a lipsit din farfurie asta a fost paharul de jinarți. Atât. N-a lipsit e afară, dar acum vin aici. Domn primar, aveți aici, la alegere. Dacă alegeți cuțitul argintiu, ne strângem mâna, ne pare bine recunoștință, sunteți un personaj... Drag nou, rămâneți prietenul nostru, poveci, dar nu mai veniți la bootcamp, nu intrați nici în atenția noastră pentru echipă. Altfel, aceasta negru pătrece prin focurile bootcamp-ului. Da, nu știu ce să zic. Acum, cum vreți dumneavoastră? Mă bucur că ce-am preparat șeful a apreciat. Mă bucur de modul lor de abordare, de felul în care sunt ei. Rămânem prieteni și poate într-o zi facem din cuțit cu cuțitul ăsta o mâncare bună și la munte pentru toți cei care sunt și se implică în această emisiune. Îmi place să gătesc. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.